Cele mai bune 16 echipe din acest sezon de Champions League au fost rugate să trimită câte un reprezentant în această locație superbă, unde va avea loc cel mai tare turneu 1 vs 1 pe care FIFA 23 l-a văzut. Se păstrează exact partidele din optimii, primul meci va fi între Leipzig și City, nemții l-au trimis pe Nkunku în timp ce City și-a trimis mașinăria de goluri Haaland. Dar înainte să vedem primul meci, hai să punem mână de la mână și să strângem un număr record de like-uri. Mingea este la Ederson, nu înțeleg ce vrea să facă, se complică, inutil, Nkunku-i fură mingea până la urmă, șansă importantă, Nkunku face 1-0 pentru Leipzig, 1-0 pentru Nkunku în fața lui Haaland, ce prostie face Ederson care îl sabotează pe norvegian. Jocul este reluat, posesie pentru City, Haaland se pare că nu știe de glumă, Haaland trage și reușește să egaleze aproape instant, norvegianul se pare că n-a venit aici în vacanță, a venit să facă ce știe el mai bine, să marcheze. Francezul este mult mai mobil decât Haaland, trece simplu și are aici o mare ocazie. Nkunku așteaptă la pomană, primește această pasă, se duce către 2-1, dar Ederson reușește să pareze senzațional, rămâne 1-1. Ederson îi pasează norvegianului, ce trecere frumoasă are Haaland, se duce către gol, dar trage foarte slab, inexplicabil. Nkunku are șansă de contraatac, vrea să profite de această fază, Nkunku și el trage prost. Mai sunt 11 secunde din această partidă, probabil că vom avea prelungiri, Haaland își face mingea pe șut și reușește să marcheze, Haaland reușește să treacă mai departe, nu se mai poate întâmpla nimic din acest moment, revedem acest gol frumos al lui Haaland care trage la vinclu. Haaland merge mai departe și va juca cu învingătoarea dintre Bruges și Benfica. Pentru Bruges va juca Hans Van Aken, iar de la Benfica va juca João Mario. Începe în atac, belgianul Van Aken trage și are o primă mare ocazie. Mignolet îi pasează lui Van Aken, acesta îl depășește foarte simplu pe João Mario și reușește să marcheze. Iată că belgianul face 1-0, un nume mai puțin cunoscut, dar care face un sezon foarte bun pentru Bruges. João Mario va trebui să atace, reușește să treacă, trage din unghi, dar ce prostie face Mignolet, incredibil! Îmi aduce aminte de prestațiile sale de la Liverpool, n-ai cum așa ceva să scapi mingea din mână. Repun mingea în joc belgienii, Van Aken nu stă pe gânduri și bară gol, superbă reușită, imediat intră din nou în avantaj Van Aken, revedem această fază, superb, reușește să marcheze belgianul. João Mario poate să egaleze la această fază, dar alege să-i paseze lui Mignolet, acesta își pune colegul pe contraatac, Van Aken pentru un gol decisiv, Van Aken reușește să marcheze și pune cruce acestei întâlniri, 3-1 pentru Van Aken, belgianul va juca puțin mai târziu cu Haaland, între timp noi mergem să vedem un derby între Liverpool și Real Madrid, între Salah și Benzema. Benzema se duce agale către poarta lui Alisson, Benzema însă nu reușește să marcheze. Alisson îi pasează din nou lui Salah, Mohamed Salah trage dar ratează și el. Thibaut Courtois la minge îi pasează lui Benzema care se duce din nou spre poarta lui Alisson și de data asta marchează francezul. Un vârf de mânușă îi lipsește lui Alisson să pareze acest șut destul de simplu, 1-0 pentru francez. Salah la minge are șansa egalării, dar o dă în bară. Thibaut Courtois ține de minge în acest final de meci, trece simplu de Salah, Courtois față în față cu Alisson, reușește să marcheze, se face 2-0 și este gata. Thibaut Courtois îl ajută pe Benzema să treacă mai departe. Aceștia vor juca cu învingătoarea dintre Milan și Tottenham, adică dintre Rafa Leao și Harry Kane. În partida dintre Kane și Leao se pare că a dispărut mijlocul terenului, la propriu. Loris pasează cu Kane, Kane încearcă să-și facă mingea pentru un posibil șut, trage și ratează. Combină cei doi colegi de la Spurs, Harry Kane, de data asta trage bine și marchează senzațional, 1-0 pentru englezi.
Rafa Leao se aruncă în atac, trage în bară, mingea rămâne tot la el și cât pe ce să asistăm la un gol frumos. Leao se duce în centru, se pare că va scăpa de Harry Kane, trage Leao și marchează senzațional un șut pe care Loris nici măcar nu cred că îl vede. O torpilă trimisă de Leao. Final de meci tensionat, Rafa Leao trage însă slab, Loris aruncă mingea, dar Leao se întinde și cu această foarfecă reușește să facă 2-1 portughezul, superbă reușită. Rafa Leao întoarce rezultatul și se califică mai departe, va juca cu Benzema. Noi mergem pe cealaltă parte a turneului unde avem un duel între Frankfurt și Napoli, între Kolo Muani și Osimhen. Primește vedeta de la Napoli care va da vole, nu pune mingea jos, trage, dar o face în bară. Primește francezul în tușă, din corp, îl elimină pe Osimhen din joc, trage de acolo, mingea se duce direct în vinclu, 1-0 pentru Kolo Muani, superb. Osimhen, cred că a venit în vacanță aici, faptul că este deja campion îl mulțumește, minge pentru Kolo Muani, frumoasă preluare și frumoasă execuție, francezul face 2-0. Acest scor este suficient să-l califice mai departe. Francezul va juca cu învingătoarea dintre Dortmund și Chelsea, echipe ce i-au trimis pe Bellingham și pe Kai Havertz. Începe partida, prima minge aparține lui Kai Havertz, acesta se duce lansat pe acest atac, reușește să tragă și să marcheze după 5 secunde. Kai Havertz pare montat să spele rușinea echipei sale din acest sezon. Jude Bellingham îl păcălește pe Havertz, dar nu și pe Kepa, rămâne posesie pentru Dortmund însă. Havertz, din nou șansă de gol, Jude Bellingham se uită la el, trage Havertz, ratează, mai trage o dată și mingea se duce în pădure. Din nou oportunitate pentru Bellingham, Bellingham își face frumos mingea, dar finalizarea este moale. 6 secunde rămase, Bellingham are șansa egalării, Bellingham finalizează foarte slab, își bate joc de această ocazie și Havertz este cel care se califică mai departe. Urmează partida dintre Inter și FC Porto, Lautaro Martinez îl va înfrunta pe Taremi. Începe această partidă, Taremi cade pe acolo, Lautaro Martinez se duce direct pe poartă, trece și marchează un gol frumos, un șut de campion mondial. Revedem această minge ce se duce direct în vinclu. Lautaro Martinez zburdă în această partidă, se duce din nou către gol și mai marchează încă o dată argentinianul. Taremi de la Porto are și el această ocazie, dar Onana apără. Duel în tușă, Taremi vrea să dea acasă, dar Lautaro este pe fază și fură această minge. Face 3-0 argentinianul, scor de neprezentare, scorul calificării lui mai departe. Lautaro Martinez va juca cu învingătoarea dintre PSG și Bayern. PSG l-a trimis nu pe Messi, ci pe Kylian Mbappé, iar bavarezii l-au ales pe Sané să-i reprezinte. Donnarumma îi pasează lui Kylian, Kylian trece simplu și reușește să marcheze repede, 1-0 pentru Mbappé. Fata asta nu pare deloc impresionată. Sané are și el șansa lui, dar Donnarumma apără. Zomer îi pasează lui Sané, Kylian Mbappé se apără la distanță, Sané marchează cu un șut frumos, se face 1-1. Donnarumma foarte avansat, atacă destul de riscant francezii în aceste momente, Donnarumma pentru Mbappé, Mbappé trage și face 2-1, din nou un avantaj francezul. Ultimele secunde, Sané îi fură mingea lui Mbappé și are șansa egalării, Sané trage slab la poartă și s-a terminat. Victorie pentru Mbappé care merge mai departe. Așa arată tabloul sferturilor de finală și înainte să mergem la prima partidă, dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să lași un like. Hai să vedem partida dintre Haaland și Van Aken. Începe primul sfert de finală, Haaland pierde această minge, șansă importantă pentru Van Aken care profită de această gravă eroare și marchează, lovitură de teatru în aceste momente, n-ai voie să pierzi mingea acolo. Haaland primește de la Ederson, trage drept la poartă și îl bate pe Mignolet, norvegianul egalează instant.
Mignolet trage de timp în aceste momente, dansează belgianul, Haaland îi fură mingea și îi marchează în poarta goală. Ce greșeală, ce prostie face Mignolet, care din nou își dezamăgește cu echipierul. N-ai cum așa ceva, incredibil. Van Aken trece simplu de Haaland, are șansa egalării, dar trage mult peste poartă, inexplicabil acest șut, iar Haaland în aceste momente așteaptă finalul, se califică norvegianul, care probabil va trebui să-i dea multe beri lui Mignolet, cei doi probabil că au făcut blat. Haaland își va afla adversarul din semifinale dintre Benzema și Rafa Leao. Rafa Leao așteaptă cu minte această pasă care vine, se duce către gol, da, reușește să marcheze, superbă reușită, Thibaut Courtois n-are nicio șansă, Benzema se vede condus foarte repede. Din nou portughezul, din nou trece de Benzema, trage Leao și face 2-0, spectacol făcut de portughez în această partidă, Benzema se dă bătut prea ușor. Asta a făcut Benzema tot meciul, a pasat cu Thibaut Courtois acolo la nesfârșit, exact cum face și acum. Ultimele secunde, Rafa Leao mai dă drumul la un atac, portughezul face 3-0 în cele din urmă, șahmat Leao la Benzema, scor de neprezentare, umilință pentru balonul de aur. Kolo Muani îl întâlnește pe Kai Havertz mai departe în competiție. Prima fază îi aparține francezului care trage slab, Kepa n-are nicio problemă, acum Kai Havertz se poate duce el pe acest atac, Havertz trage și dă bară. Kolo Muani, izolat în bandă, trage în blocaj, dă cu stângul acum și marchează foarte frumos francezul, 1-0. Kai Havertz este invitat la pressing, se duce neamțul, cât pe ce să fure această minge și să marcheze. Kolo Muani nu vrea să mai riște, pasează cu portarul în spate, este soluția cea mai bună pentru acest final de meci, care vine în aceste momente, victorie pentru Kolo Muani, francezul va juca în semifinale, va întâlni câștigătorul dintre Lautaro Martinez și Kylian Mbappé. Kylian începe foarte bine această partidă și are aici o primă mare șansă. Onana îl păcălește pe Kylian Mbappé, Lautaro Martinez are aici o șansă imensă, dar nu-l bate pe Donnarumma, incredibil. Primește Lautaro, ce trecere superbă peste Mbappé, Lautaro finalizează însă foarte slab, noroc cu această gafă a lui Donnarumma care îi pune mingea pe foarfecă, 1-0 pentru argentinian. Kylian Mbappé trece de jumătatea terenului, Lautaro Martinez se uită la el și Kylian Mbappé reușește să egaleze. Lautaro se apără extrem de slab la această fază, îl lasă să facă ce vrea. Intrăm în ultimul minut de joc cu Kylian Mbappé, ce se duce pe acest atac, Kylian Mbappé reușește să marcheze și să facă 2-1. Lautaro Martinez se duce într-un pressing disperat, Donnarumma însă este șmecher și pasează lui Kylian Mbappé, Kylian Mbappé face 3-1 și se califică în aceste momente în semifinale. Revedem reușita de 3-1 a lui Mbappé. Aceștia sunt semifinaliștii turneului nostru, mult a fost, puțin a rămas. Mai întâi mergem la prima semifinală dintre Haaland și Rafa Leao. Din acest moment, orice este posibil, așa că jucătorii vor trebui să fie foarte atenți. Haaland recuperează o minge și ratează. Ederson îl caută pe Haaland cu această pasă, însă Rafa Leao este atent și fură această minge. Marchează portughezul, 1-0 în aceste momente. Haaland se vede din nou condus. Se reia partida de la 1-0 pentru Rafa Leao, Ederson pentru Haaland, trage de acolo Haaland și ce gol marchează norvegianul care nu știe să se dea bătut, din nou reușește să egaleze instant. Portughezul este mai mingicar, dar nu iese faza asta, trage slab, moment în care Haaland se poate duce pe acest contraatac, norvegianul încarcă șutul, marchează și face 2-1. Ederson trece frumos de Rafa Leao, nu se înțelege cu Haaland, rămâne mingea la Ederson care trage de acolo, dar nu o face deloc bine.
Rafa Leao trebuie să se grăbească dacă vrea măcar să egaleze, dacă vrea să rămână în această competiție. 2 secunde rămase până la final și Haaland este primul finalist. Norvegianul se califică în finala turneului nostru. Rămâne să vedem ce se întâmplă și în partida dintre Kolo Muani și Mbappé. Kolo Muani are prima minge a acestei semifinale și se pare că are și o primă ocazie, dar Donnarumma apără. Trapp se joacă cu focul în aceste momente, reușește să treacă de Mbappé, însă acesta insistă, nu iese mingea, bară, mingea rămâne acolo și Mbappé face 1-0. Nu înțeleg pe portar de ce apelează la aceste faze. E pe sfârșit o partidă cu un istoric nu prea bogat, Kylian Mbappé trece de Kolo Muani, trage și face 2-0, se califică în marea finală Kylian Mbappé. Kolo Muani n-a mai reușit partidele grozave de până acum, iar marea finală va fi între Haaland și Kylian Mbappé. Avem față în față doi jucători ce se vor bate pentru baloane de aur în viitor. Să fie asta o rivalitate mai frumoasă decât cea dintre Messi și Ronaldo? Timpul o va spune. Cei doi nu vor săriște așa de vreme în această partidă. Ederson pentru Haaland, care se poate duce spre poartă, alege să tragă slab. Kylian Mbappé își face frumos această minge și o trimite în bară. Rămâne francezul la minge și reușește să marcheze. 1-0 pentru Kylian Mbappé. O reușită frumoasă, era mișto dacă ieșea din prima, însă este un gol demn de o asemenea finală. Până acum, Haaland a reușit să egaleze la imediat următoarea fază. De data asta nu-l bate pe Donnarumma, care sare ca Spider-Man acolo. Ederson nu vrea să dea drumul la această minge, Kylian Mbappé îi fură balonul, dar dă bară, șansă imensă de 2-0. Ederson de data asta face ce trebuie, îi pasează lui Haaland, Haaland trage și reușește să egaleze, 1-1 în aceste momente, o finală cu de toate până acum. Norvegianul într-o poziție bună, îl păcălește pe Mbappé, dar nu și pe Donnarumma, care stă bine acolo la colțul scurt. Donnarumma acum îi pasează lui Mbappé, șansă pentru Kylian Mbappé, mai sunt 15 secunde, Kylian Mbappé însă trage mult peste. Parcă nici FIFA nu vrea să se termine așa ușor această finală. Egalitate la finalul timpului regulamentar 1-1. Vom avea regula golului de aur. Donnarumma pentru Kylian Mbappé, trage cu exteriorul. Frumoasă execuție, însă insuficientă. Donnarumma se complică, Haaland îi fură mingea, Haaland în fața lui 2-1, dar Donnarumma reușește să scoată de la rădăcina barei. Mare, mare ocazie. Începe repriza secundă de prelungiri cu Mbappé în atac, dar își bate joc de această fază. Ederson îi pasează lui Haaland, Haaland ține mingea în teren, să-l vedem pe norvegian, trage și reușește să marcheze! Haaland câștigă experimentul, câștigă turneul nostru și este regele Europei în acest moment. Haaland marchează golul de aur cu care se impune în fața lui Kylian Mbappé. Dacă ți-a plăcut acest experiment, nu uita să te abonezi, nu uita să lași un like. Eu am fost Andurache și până data viitoare, să auzim numai de bine!